După o perioadă în care au încercat să-i civilizeze pe mâncătorii de semințe cu vorba bună, derulând mai mult acțiuni de prevenție, polițiștii locali au trecut la acțiune, mai exact la aplicarea de amenzi. Reprezentanții poliției locale spun că giurgiuvenilor nu le este interzis să consume semințe, ci să le arunce cojile pe domeniul public. Se pare că nu toată lumea a înțeles acest lucru. În acest weekend s-au aplicat într-adevăr sancțiuni pentru consum de semințe, atât în parcul Mihai Viteazu, cât și pe șoseaua București în dreptul blocurilor B1, B5 și, bineînțeles, că și în parcul Obor. În urma acțiunilor de la sfârșitul săptămânii trecute au fost sancționați 8 giurgiuveni, atât pentru cojile de semințe aruncate pe jos, cât și pentru consumul de alcool în locuri publice. Sancțiunea a fost între 100 de lei și 2000 de lei. Li s-a adus la cunoștință să fie respectată hotărârea Consiliului Local prin păstrarea curățeniei pe domeniul public, dar se pare că încă nu toată lumea a înțeles acest lucru. Giurgiuvenii salută aplicarea acestei hotărâri a Consiliului Local și aprobă aplicarea amenzilor. Foarte bine, foarte bine să fie orașul frumos, să fie parcul frumos, unde stai să fie curat. Foarte bine faci. Și mai multă obligație să aibă. Că sunt persoane care fac mizerie. Și te stai frumos, da? Da, să da, foarte bine. Pentru că nu se mănâncă așa. Se mănâncă în mână, în pungă, se aruncă jos. Ca proștii. Un lucru excelent. Un lucru foarte bun, da. Nu, e imposibil să stai pe o bancă și să mănânci, să arunci semințele jos, cojile de semințe jos. E foarte bine. Credeți că vor avea efect aceste măsuri? Păi trebuie să aibă efect, nu? Că numai așa se poate face. Că de vorbă bună văd că nu, este foarte... Nu, nu. E o măsură bună. Foarte bine. Se impune o astfel de măsură? Da, e foarte binevenită. Și foarte bine că se ia măsuri pentru să fie un oraș curat. Evident, astfel de acțiuni vor continua în toate parcurile din oraș, dar și în zonele în care se știe că spartul semințelor este deja un sport tradițional. Agenții poliției locale vor continua și vom încerca să prevenim acest consum de semințe și să se arunce cojile în altă parte decât acolo unde ar trebui. Și bineînțeles că vom păstra și vom încerca să fie un oraș cât mai curat.